Iubiți bună seara și bun găsit la o nouă emisiune Biblia Cartea Vieții. În primul rând, aș vrea să vă transmit binecuvântări și pace și bucurie și celor mici și celor mari și celor mai bogați și celor mai puțin bogați, tuturor binecuvântări și pace și bucurie. Și să ne ajute Dumnezeu ca și în seara aceasta să ne putem zidi sufletește din acest cuvânt sfânt al lui Dumnezeu modalitatea prin care Dumnezeu de fapt ni se descopere, ni se oferă nouă tuturora. Este cuvântul Sfânt Dumnezeu, una din cele cinci modalități despre care vorbește Părintele Ilie Cleopatra. Și în seara aceasta, iată că iarăși ne putem apropia de Dumnezeu, să vedem ce vrea să ne mai spună și avem în față o Evanghelie frumoasă, o pericopă din care avem atât de învățat. Și aș vrea să citesc întâi textul Evangheliei, care este scris la Sfântul Evanghelie Luca, capitolul 14, începând cu versetul 16 Evanghelie, dar voi citi cu un verset mai sus, ca să fac legătura cu ceea ce s-a spus înainte de această pericopă. Și auzind acestea, un, unul din cei ce ședeau cu el la masă i-a zis: Fericit iese cel ce va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Iar el i-a zis: Un om care a făcut cină mare și a chemat pe mulți. Și a trimis la ceasul cinei pe sluga sa să spună celor chemați: Veniți, că iată, toate sunt gata. Și au început toți câte unul să-și ceară iertare. Cel din tâi a zis, țarină, am cumpărat și am nevoie să ies ca să o văd, te rog iartă-mă. Altul i-a zis, cinci perechi de boi am cumpărat și mă duc să încerc, te rog iartă-mă. Al treilea a zis, femeie mi-am luat și de aceea nu pot veni. Și întorcându-se sluga a spus stăpânului său acestea. Atunci, mânindu-se, stăpânul casei i-a zis, Ești îndată în piețe și ulițe, și pe săraci, și pe neputincioși, și pe orbi și pe șchiopi adu-i aici. Și a zis sluga, Doamne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Și a zis, stăpânul că te slugă, ieși la drumul și la garduri și silește să intre pe toți care vezi ca să mi se umple casa. Căci vă zic, nici niciunul din bărbații aceia care au fost chemați nu va gusta. Din cina mea. Iată, dragii mei, textul Evangheliei, care ne duce cu gândul la acea măreață cină, la acea măreață nuntă, de care vor avea parte și la care suntem invitați cu toții, dar vor avea parte doar cei care răspund chemării lui Dumnezeu la această nuntă. Pentru că stăpânul, cel care a chemat pe mulți la această masă, nu este altul decât Dumnezeu, care ne cheamă pe toți la mântuire. Ne cheamă pe toți la nunta acea de apoi la nunta cea minunată care avea avea loc la sfârșitul vremurilor. Și chemați sunt mulți, invitați sunt mulți, de fapt toți oamenii sunt chemați la mântuire. Însă răspunsul la această chemare o dau doar foarte puțin. Pentru ca să înțelegem mai bine această Evanghelie și atâtea lucruri frumoase care le avem în Sfânta Scriptură și în viața de zi cu, zi, cu care ne întâlnim de fiecare dată, avem invitat pe Părintele Daniel Mihail de la Paruhia Oarda de Jos, și spunem muvenit venit. Bine v-am găsit, Doamne ajută! Părinte, iată, avem o evanghelie, o pericopă frumoasă care, de fapt, nu este așa ceva decât o invitație la a primi, cred că cu bucurie, pe pruncul Iisus Hristos pe care o să-l să sărbătorim în scurtă vreme. Da, treaba cu cina, parabola cu cina, discuțiile despre cină, Chiar și aici, în cazul de față, îmbracă cel puțin trei aspecte. Pentru că, înainte de a fi spus Mântuitorul această parabolă, are loc discuția cu fariseu în casa căruia a intrat să mănânce pâine și i-a zis, tu când faci masă, să nu chemi vecinii, prietenii, cunoscuții, rudele, ca să nu-ți fie ție ca un împrumut, pentru că și ei te vor chema pe tine. Deci, legat de aspectul ăsta, ar trebui să vorbim ceva de felul cum face milostenie dând mâncare, pomană pentru cei morți și așa mai departe. Parabola pe care o zice Mântuitorul, iarăși are cel puțin două aspecte importante, și anume, care sunt ispitele care îi rețin pe oameni de a se apropia de Dumnezeu? Și un alt aspect foarte important, cine sunt cei chemați și cine sunt cei aleși până la urmă? Ce vrea să spună Mântuitorul prin orbiologi, șchiopni, putinșoși, pe la garduri, chemații să umple casa mea? Că după aceea tot Mântuitorul vine și zice, tu cum ai intrat aici, prietene, dacă nu ai haină de nuntă? Adică cei de pe la garduri au și ei haină de nuntă? Și al treilea aspect legat de cină e legat de cina cea de taina Mântuitorului. Că până la urmă la care cine ne cheamă Mântuitorul? La împărtășanie. Și împărtășanie e cina cea de taină. Haideți să începem cu cel de la mijloc, cel de la care se referă anume Evanghelia. Și să începem cu aspectul al doilea, nu neapărat ispitele care îi rețin pe oameni. Să vorbim și despre acelea. Dar mi se pare foarte interesant. Cine sunt cei chemați care n-au venit? Eu cred că suntem noi creștinii. Suntem chemați, ne numim cu numele lui Hristos, creștini, mergem la biserică, dar în momentele în care Dumnezeu ne întreabă și ne, ne îndeamnă să alegem, alegem altceva. Foarte multe momente ai putea să vii la biserică. Păi aș putea, dar am niște prieteni, nu pot să-i las. Ăștia ori vin de departe, ori vin de acum duminica, la ora 10, ce să fac, să-i scot afară? Nu, ce să alegi. Cine-i prima dată, Dumnezeu sau prietenii? Dumnezeu, mai prieteni, hai dați cu mine la biserică până la ora 12, și la ora 12 venim acasă, stăm un pic la masă și stăm de vorbă și ne bucurăm de prietenia unuia pentru celălalt prin Hristos. Dar omul ce zice? A, păi eu nu mai pot să mai stau, că noi pe la 12 vrem să plecăm într-altă parte. Nu, no, atunci îmi pare rău, eu mă duc la biserică. Haideți și voi cu mine, stăm la biserică și nu vom mai avea timp de discuții. La 12 plecați mai departe. Dar omul nu face așa. Omul lasă biserica, și stă de vorbă cu prietenii la el acasă, la o bere, la o țigară și ce-o mai fi pe acolo. Și atunci alegerea e a mea. Dar am făcut, ca, cum zice Mântuitorul la, în pilda aceasta, nevastă mi-am luat și nu pot veni, prieteni am și nu pot veni la cina ta, pământ, boi, avere și așa mai departe. De fapt, părinte, mă gândeam că cel puțin primele două, nu sunt altceva decât nici o scuză mincinoasă, pentru că nimeni nu-și cumpără uh, un pământ fără să-l vadă. Cum să-ți cumpere un pământ? ce țarină, mi-am luat și mă duc să o văd. Da, Acum, sunt da. două aspecte. Ori era prea legat de țarină aceeași, o iubeat, de mult încât nu putea să te Asta, pe asta este, asta este. Sau a fost o scuză așa, să scape de... Să Zici, zice, zice, zice Mântuitorul, unde este inima ta, acolo este comoara ta. Unde este comoara, acolo ți este inima. Am cumpărat o țarină, mi-e legată inima de țarină, și din cauza asta nu pot să mă duc la cină. Cel de-al doilea a spus, mi am luat 15 perec de boi și mă duc să încerc. cine își cumpără boi fără să încerci întâi? Adică, Ai, da, da, și, să încerci după, și aia. după ce îi încerc, mă bucur de ei o vreme îndelungată și uite ce achiziție bună am făcut. Inima mea e legată de animalele mele. Da. Cred că și a treia scuză mi-a luat nevastă și trebuie să rămân cu ea. Și, Textul acesta continuă interesant, în altă Evanghelie spune că, cine, Domnul Iisus spune, cine nu-și va lăsa tată sau mamă sau sos sau soție sau holde, pentru mine și pentru Evanghelie, nu este venit de mine, este împărăția mea. Exact ce a spus Sfinția voastră. În sensul sunt că să-L pui pe Dumnezeu pe primul exact, plan. Sunt unii care găsesc scuză și când e vorba de să aleagă între Dumnezeu și lucrurile acestea lumești, ale lucrurile lumii, acestea. Bun, și cine sunt orbii, cei de pe la garduri, neputincioșii care intră în împărăție? Cine sunt? Îmi aduc aminte de e, cartea asta, Maica Gavrilia, Asceta Iubirii, o scrisoare către un indian, care nu e ortodox, Baba Amte, care a înființat o leprozerie, dar vorbea cu el ca și cu un creștin, ca și cu un frate în Hristos. Chiar zice la un moment dat, Zice, a zis Mântuitorul: În casa tatălui meu multe locașuri sunt. Nu cumva să o fi referit la. sau mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta. Și pe acelea trebuie să le aduc și va fi o turmă și un păstor. Și zicea Maica Gavrilia: Eu vorbesc cu Baba Amte ca și cu un ortodox dea deși el e de altă religie. Și atunci, cine sunt în viziunea, în interpretarea mea, zic eu, cei de pe la garduri, șchiopii, cei care nu au adevărul de credință în totalitate, dar ei caută cu toată inima. Îi șchiop, îi orb, îi lipsește ceva, nu înțelege, dar el e un om sincer în căutarea lui. Poate să fie cei despre care spune Sfântul Apostol Iacov, zice, tu arată în credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Poate sunt oameni care Arată prin fapte că au credința și po poate noi de multe ori e posibil să avem doar teoria și să nu avem și faptele. Și teorie. Fapt, fapte nu avem, da. În orice caz, Părinte, ați punctat de la început și ați menționat un lucru important. Fie de la garduri, fie de la dintre cei șchiopi, orice așa mai departe, neputincioși, cu toții au avut nevoie de o haină de nuntă. Nu e nu descris aici, de descris în alte evanghelie, textul paralel, în alte evanghelie, vorbește despre o haină, despre unul care intra fără haină. Da, ce este această haină? Ce este candela aprinsă a fecioarelor care au păstrat candela aprinsă? Ce este? Este viața noastră. Sunt faptele noastre, sunt felul nostru de a ne pregăti pentru această nuntă. Nu poți să intri fără niciun pic de pregătire la această nuntă. Putem să spunem cumva că trebuie să trecem pe la o garderobă, să ne schimbăm starea noastră rea, veche. Așa cum vorbește da. Sfântul Pavel la Coloseni și Efesenici, două texte paralele, unde vorbește despre o dezbrăcare de omul vechi și, lui, și o îmbrăcare da. cu un omul nou. Probabil că toți aceștia trebuia să treacă pe undeva pe la o garderobă cu ghilimele de rigoare, sigur că da, da. și să-și schimbe caracterul, viața și să îmbrace cu hainele credinței ca să poate intra la, la masă. Să, să nu mai punem accentul pe cele materiale, să, să, primim ispitele, să ne schimbăm felul de a ne raporta la cei de lângă noi. E, e complex. Adică e toată învățătura creștină despre mântuire. Aș vrea să revenim puțin la, la primul vex, verset, versetul 16, trecând peste cel de, care a făcut legătura între partea întâi și partea a doua, din capitolul 14 spune, un om are care a făcut cină mare și a chemat pe mulți. Am spus încă de la început că părerea mea, cel puțin, e că uh, am putea spune din alte texte ale Evangheliei că acel om care a făcut o cină mare și a chemat pe mulți poate să fie Dumnezeu care ne cheamă la mântuire. Însă aș vrea să ne oprim la cuvântul a chema pe mulți. Pentru că aș vrea să punctăm să precizăm puțin faptul că toți oamenii au o șansă înaintea lui Dumnezeu. Da, toți sunt chemați. Nu numai creștinii, toți. Toți oamenii sunt chemați, s-a chemat pe mulți. Însă așa cum a spus și Sfinția voastră, nu toți răspund chemării până la urmă și nu toți vreau să participe la această... Pentru că urmărind versetul următor spune veniți că iată toate sunt gata. Deci a făcut cină și a chemat pe mulți. Unde i-a chemat? La o împreună lucrare. Că ce este mântuirea? Împreună trăire cu Dumnezeu, împreună lucrare cu Dumnezeu, împreună petrecere cu Dumnezeu la o masă de sărbătoare. Dumnezeu a făcut lumea asta din dragoste pentru oameni, l-a pus pe om ca o încununare a Creației, stăpânește-le toate, bucură de toate, prin Hristos, împreună cu Hristos, împreună cu Dumnezeu, ca fiu al meu. Nu? Ce zice fiul care nu s-a pierdut? Păi, dar eu nu am cheltuit, eu nu am stricat. Toate ale mele sunt ale tale și toate noi trăim împreună. Aceasta este cina la care ne cheamă Dumnezeu. Să trăim împreună, să ne bucurăm împreună. Când mănânc un măr, să mă bucur de el prin Dumnezeu. Mi-aduc aminte de un călugăr la o mănăstire, am dus la un moment dat niște lubenițe, era vară, oamenii erau la lucru, după masa pe la ora 5, ei nu mănâncă numai dacă le dă starețul între mese sau dacă este masă organizată. Starețul a fost acolo, am tăiat niște lubenițe, s-a pus omul pe un butuc de lemn cu lubenița în mână, o făcut cruce și zice, atâtea bunătăți ne dă Dumnezeu. Dar, așa cu o profunzime și cu așa o încărcătură sufletească, o zis, încât eu m-am gândit, zic eu, nu sunt atent deloc. Nici dacă mănânc o bucată de lubeniță, nici dacă Dumnezeu îmi dă binefaceri mari în viață, nu sunt atent, nu mulțumesc, nu mă interesează. Omul ăsta s-a lăsat de lucru, s-a pius pe un butuc, un butuc de lemn, nu mânca mai mult decât o felie și, așa cu atâta mulțumire, cu atâta trăire împreună cu Dumnezeu. Ce atâtea bunătăți ne dă Dumnezeu în lumea asta. Părinte, într-adevăr că noi de multe ori uităm să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate binefacile care ne le dă zi de zi, pentru toate darurile sale pe care ne le oferă nouă păcătoșilor de atâtea ori. Pentru că dacă ne uităm la noi, ne dăm seama foarte ușor și foarte simplu că suntem păcătoși cu toții și suntem slabi. Ceea ce E valoros noi e, e ceea ce a pus Dumnezeu noi, e valoros. Și dacă rămânem în picioare, este că uh, se datorează doar harului lui Dumnezeu care ne ține. Și bunătății lui Dumnezeu care se noiește în fiecare dimineață, așa cum spune uh, prorocul Ieremia. Că ceea ce mă face să trag deci și să mai sper e că bunătățile lui Dumnezeu nu s-au sfârșit și uh, îndurările lui nu au ajuns la capă sau la sfârșit. Asta da. mă face să mai trag nadej de în inimă mea. Păi el, că Dumnezeu este, e bun. el este izvorul bunătății, izvorul dragostei, izvorul nuseac. El izvorăște și mer mereu revarsă dragoste, revarsă bunătăți, revarsă har. Mă gândeam la, la ceea ce ce a pregătit Dumnezeu de fapt pentru noi, la ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 2000 de ani. Toate sunt gata. La faptul că Dumnezeu uh, a făcut tot ceea ce era necesar pentru mântuirea noastră, pentru salvarea noastră, pentru scăparea noastră. Acum depinde de fiecare dintre noi dacă vrem sau nu vrei să, să devenim lucrători împreună cu Dumnezeu. Adică să intrăm în această conlucrare cu Dumnezeu. Și acum spune Sfântul Pavel, că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu a făcut totul pentru noi. Adică aș vrea să ne referim puțin și la evenimentul care vom sărbători în cel mai scurt timp acum, în două săptămâni. Nașterea, Iată, nașterea Mântuitorului. Unde, nici două săptămâni, nu mai sunt când o să se audă colinzele, pe la casele noastre noapte de colinde. Sigur că au început deja colindele în diverse locuri și aș vrea să ne referim la această pregătire pe care a făcut-o Dumnezeu și la ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru noi. În Iisus Hristos vreau să mă refer și la modul prin care Dumnezeu hotărâ mântuirea noastră. La plinirea vremii. Dumnezeu s-a întrupat în istorie între oameni la plinirea vremii. Foarte complexe cuvintele acestea la plinirea vremii. Dar, ca zis, de pregătirea noastră pentru Crăciun, pentru nașterea Mântuitorului, cu post, cu rugăciune, Biserica are anumite rânduieli. Însă, nu știu în ce măsură le înțelegem. De ce trebuie să postim, de ce trebuie să ne rugăm, cum adică să ne pregătim sufletele ca Hristos să se nască în sufletele noastre. Cum să se nască Hristos? Hristos este în sufletele noastre, de la botez, dar, hai să zic așa, să fiu mai plastic, noi înregistrăm creșteri și descreșteri ale vieții spirituale în funcție de faptele noastre și de viața noastră. Cu cât ne lipim mai mult de pământ, cu atâta viața spirituală are de suferit. Zice Mântuitorul, Trăiți ca niște oameni trupești, dar morți sufletește. Deci până acolo poate să primeze partea trupească până încât partea sufletească e moartă. Nu moartă de tot, pentru că de-ar fi moartă de tot, n-ar mai fi viață în noi. Pentru că viața vine de la Dumnezeu. Când se stinge ultima suflare de viață spirituală, moare și trupul. Însă îi muri bun, îi mort. Sau poate să fie viață sufletească de o mare intensitate, viață spirituală până acolo încât trupul să se spiritualizeze. Omul face levitație în timp ce se roagă, vindecă bolnavi, face minuni. Între aceste două extreme are loc viața noastră. Și atunci, ce înseamnă nașterea lui Hristos în Sufletele noastre? Înseamnă să le mai lăsăm pe cele materiale, să ne preocupăm de cele spirituale și să se întărească Duhul lui Dumnezeu în noi. Să se întărească, să se nască, să se dezvolte sau cum vrem să spunem. De fapt asta e, lasă ne cheamă Dumnezeu, masa la care ne cheamă Dumnezeu e să trăim o viață de credință, de creștină da. autentic, dacă am putea spune așa de creștin adevărat. Împreună lucrători și împreună trăitori cu Dumnezeu. Să dovedim asta prin viața de zi cu zi. Prin vorbă, prin Pentru că timpul e scurt, ar trebui să punctăm și înainte de ce a zis această Evanghelie legat de pomană și legat de mesele pe care le, că am zis, de cele trei aspecte ale cinei. Cel al parabolei, faptul că el a mers în casa unui fariseu să mănânce pâine, și ce a zis Mântuitorul acolo și cina cea de taină. Când a zis către fariseu, tu când faci masă, adică când vrei să faci un bine, când vrei să dai cuiva ceva în sensul ăsta când faci masă, să nu îți chemi vecinii, prietenii și cunoscuții. Pentru că te vor chema și ei cu altă ocazie și atunci îți va fi ție ca un împrumut. Dacă vrei să ai plată în cer, tu să chemi orbii, ologii, șchiopii și neputincioșii și vei avea plată în cer. Noi dăm pomană pentru cei morți ai noștri. Dar pe cine chemăm? Că ce, de fapt, ce înseamnă pomană? Înseamnă un act de binefacere făcut în numele celor morți. De ce facem acte de binefacere? Ca să îmbunătățim situația lor la judecată după moarte. Ar trebui să spunem și lucrul acesta: că omul este supus unei judecăți particulare după ce moare. Și judecata finală este altceva. De ce? Am murit și sunt judecat, dar faptele mele vor produce efect în această lume și după ce eu am murit. Dacă eu mi-am învățat copiii să ucidă, să bată și să distrugă, copiii mei trăiesc după mine, am și eu parte cu copiii mei la răutățile pe care le vor face. Și atunci, la judecata particulară, eu nu sunt judecat pentru fapte care vor urma să se întâmple, ci doar la judecata finală voi fi judecat pentru tot. Dar dacă am luat exemplu copiii, pe copii îi învăț să fie buni, să facă milostenie, să fie îngăduitori, prin faptele lor sunt și eu părtaș la ceea ce fac ei. Și atunci voi primi răsplată prin faptele urmașilor mei. Sau am omorât pe cineva, acel cineva ar fi trebuit să facă ceva și n-a mai făcut. Toate faptele se, se leagă unele de altele de la începutul istoriei și până la sfârșitul istoriei. Și atunci, să vă dau o, o întâmplare. Eram copil, vreo 10-12 ani aveam și m-a trimis mama cu o găleată de dulceață de litari la o familie săracă. Zice, du-te că noi am făcut mult litare anul ăsta, du și dulelor lor găleata asta. Se cheamă că am dat-o eu? Nu. O dat-o mama mea. O trimis-o prin mine. Mama mea a murit. Eu am fost învățat să fac lucruri de felul acesta. Și mă duc și dau cuiva, zic, uite, asta e de la mama, așa m-a învățat mama să fac. Se cheamă că am dat eu, am făcut eu actul ăla de binefacere? L-a făcut mama prin mine. Deci asta e pomană Și vine Mântuitorul și ne zice chemați orbi, și șchiopii și neputincioșii. Numai de am avea putere, însă noi îi judecăm și zicem, da, de ce? Ăla e bolnav de patima beției, el e bolnav de patima lenei, el e bolnav de altă patimă. Eu de ce să întrețin în ei patimile din ei? Nu vreau. Și atunci pe cine chem? Că și să nu fac pomană, eu nu? Cum să, cum să nu fac pomană? Pentru mama și pentru tata. Trebuie să dau o masă. Și chem vecinii, prietenii și cunoscuții. Ba mai mult, dacă mai apare și câte un cerșetor sau câte un om mai slab pe acolo, dacă îți mai bun, îl las undeva mai pe lângă ușă și dacă nu îi spun să plece, că ne tulbură întrunirea. Părinte, am, am un exemplu foarte frumos în sensul acesta și aș vrea să-l pun pe inima telespectatorilor. Poate să gândesc la modul acesta de a face pomană. Mă sunat cineva care lucrează în Italia, la un moment dat, și eu vreau să dea răsta sau pomană după taică o care avea, nu știu, 2 sau 3 ani de, de când a trecut în veșnicie. Și zice, deci, eu nu vreau să fac așa cum fac ceilalți. O să dau părăsasul la biserică, dar pomana vreau să o duc undeva. Unde crezi că e mai nevoie? Mă ceru mi un sfat. Și eu l-am drumat sigur că da, unde am crezut că e mai nevoie și o dus acolo alimente deci ce-o ce fost nevoie acolo și -aș, în felul acesta au făcut Gestul acesta, sau o pomană aceasta, în amintirea tatălui său. Și cred că e mult mai primit și mult mai de folos o astfel de pomană decât să. Sigur, acum e complicat să-i am satului, să zic așa. Și eu i-am sfătuit pe oameni să facă așa. Vine cu parasta, cu pâinea și vinul, și într-o plasă sau în mai multe plase. El face cheltuială cam cât ar fi făcut cheltuială cu pomana, cu masa pe care vroia să o dea și aduce alimente sau ce pune acolo. Este rugăciune de binecuvântare a lucrurilor care se împart în numele celui a dormit, zicem rugăciunea aceea de binecuvântare și după aceea zicem dule acolo sau dule dincolo sau unde se hotărăște de comun acord cu familia să le ducă. Am mai încercat și să le spun oamenilor în, în parohiile unde am fost să nu mai facă mese, am fost într-un sat nu vă mai zic unde, că așa ca și preot am fost pe multe sate aproape tot satul a venit la, la pomană nici n-am văzut așa pomeni mari să fi fost vreo 5-600 de oameni acolo într-un cămin cultural și zic doamne și cu banane cu fructe, cu aperitive cu felul 1, cu felul 2 cu prăjitură, cu vai de mine zic ce masă e aici cu toți vecinii, prietenii și cunoscuții, toți. Zic că e cam mare cheltuiala așa numai pentru un împrumut. Dacă banii ăștia... Acum eu ce să zic, le-am mai, le mai spus la oameni, nu mai faceți așa mese festive. Două aspecte sunt aici, că unii ziceau, pe da, dar am oameni care vin din Cluj, din Sibiu, vin de departe, eu nu pot să-i trimit ca de la casă pustie. Absolut că nu-i trimiți ca de la o casă pustie. Îi chemi acasă, le dai ceva de mâncare, sunt neamurile prietenii, dar nu ai pomana. Ci ai o masă cu prietenii și cu vecinii că ți o vine departe. Avem i prilejul ăsta al parastasului sau poate chiar în mormântarea, stăm la slujbă, după ce îi pun la masă, după ce îi trimit la casa lor. Dar nu ai pomana. Pomana e cea făcută cu, acolo de unde nu ți se mai întoarce înapoi și una e să îi chem chiar pe cei care trebuie să-i chem și alta e să chem din sat vreo 7-800 de oameni să-i pun pe toți la masă Cred că concluzia e atunci când faci o masă să o faci cu cei sau în felul în care ne învață cuvântul lui Dumnezeu ca să fie răspătită de Tatăl din ceruri că dacă nu da. vom primi răspat de pe pământ și nu de, la cei, nu de la Tatăl din ceruri așa cum spune Domnul aici în, această, în acest preambul al, al Evangheliei da. Uh, și pe de altă parte nu pot să trec peste tema aceasta fără să amintesc de bogatul nemilosiv și de Lazar și de faptul că am tratat la momentul respectiv acea evanghelie și acolo spune foarte clar că între cel care ajunge în Iad și cel care ajunge în Sânul lui Avram sau în Rai, este o prăpastie mare care nu poate să treacă nimeni și mai e o concluzie acolo care ne-ar fi de folos și care o repetăm cel puțin la mormântări, totdeauna spunem lucrul ăsta Că zice, să meargă cineva, că dacă se, aduc, se duce la ei cineva din morți, poate să vor pocăi. Și-o dat seama bogat un iad, că e nevoie de pocăință ca să ajungă în împărăție. Da. Adică de zmerenie, până la urmă, că zmeri, pocăința e zmerenie, nu e altceva decât zmerenie. Și recunoașterea că chiar dacă ești șchiop, sărac, neputincios, orb, sau chiar dacă ești la gardul și la drumuri, dacă stăpânul te cheamă, sau dacă Dumnezeu ne cheamă la mântuire, noi putem să fim mântuiți, dar trebuie să îndeplinim condiția, adică să trecem prin procesul de transformare a vieții. Sigur că începe la botez, dar omul își pierde menirea de multe ori și își pierde haina aceea de botezat, haina care o primești la botez și atunci trebuie din nou să-și cum refacă... Știți cum aș puncta eu așa pe scurt această schimbare a vieții? Noi am fost făcuți cu fața spre Dumnezeu ne-am întors cu spatele la Dumnezeu și cu fața spre materie, spre lume, spre pământ, spre avere și ce înseamnă schimbarea? Să ne reîntoarcem cu fața spre Dumnezeu. Noi rămânem în același loc, vom mânca aceeași mâncare, ne vom bucura de același pepene, de la același măr și același cartof, dar cu fața spre Dumnezeu și lucrând și făcând totul împreună cu Dumnezeu. Ori noi asta nu vrem. Noi credem că suntem stăpânii viei acesteia, că o lucrăm, că îi adunăm roadele, că noi am făcut pământul, pământul e al nostru și facem cu el ce vrem noi. Ori nu e așa. Noi suntem puși lucrători în vie, via îi făcută de Dumnezeu și Dumnezeu își cere roadele la vremea ei. Ce dați? Nu, nu dați mult, dați zeciuială. Mie îmi dați 10% și voi păstrați 90%. Care patron mai face așa ceva? Niciun patron. Foarte simplu și foarte frumos, Părinte. Cu față la Dumnezeu, cu spatele la lume și la diavolul și la toate aceste patini și lucrări ale întunericului. Așa ja cum spunea apostolul de duminica trecută. De acea armătură pe care ne o pune la dispoziție Dumnezeu. Adică e vorba despre... Uh, armura aceea cu care vrea Dumnezeu să le echipeze pe un copil al său, pe un creștin, ca da. să poată să răzbească în lumea aceasta, să poată să respingă atacurile diavolului. Coiful dreptății, platoșa, sabia Duhului. Aș mai zice un lucru tot în, în contextul acesta. Mi-am pierdut deja gândul legat de arma, armele creștinului. Coiful dreptății, sabia Duhului, platoșa Râvna Evangheliei evanghelie păi. și așa mai departe. Să -și, toate au uh, profunzimea lor și învățătura lor. Ce înseamnă dreptatea? Să faci totul după dreptate, chiar dacă te va costa. Mă va costa, dar fac totul după dreptate. Și mă va costa în ce sens? În sensul în care mă voi rupe de lume. Pentru că lumea are alte priorități și alte principii de acțiune. O mână spală pe alta și amândouă spală fața. Astea sunt principii ale lumii. După Dumnezeu e dreptatea, e adevărul, e libertatea. Părinte, vor reveni după o scurtă pauză de publicitate cu noi lucruri frumoase. Doamne ajută, ne revedem! Crăciunul, mesele să fie pline, iar supra să se reverse zacului moș Crăciun. Din păcate, pentru unii dintre părinții, Crăciunul nu este altceva decât frustrarea că nu le pot oferi copiilor lor nici măcar un minim decent. Acest aspect însă se poate schimba, pentru că sărăcia, tristețea sau lipsurile sunt lucruri care trebuie șterse din viața unui copil. În preajma sărbătorilor de iarnă, Alba TV demarează campania Coșul cu Zâmbete, prin care încercăm să facem sărbători. De iarnă, a câtorva familii nevoiașe din orașul nostru mai frumoase. Urmărește, începând din 15 decembrie, după știrile Alba TV, povestea acestor familii, fie alături de noi în încercarea de a face niște copii frumoși să zâmbească mai mult. campanie realizată cu sprijinul Albalact, Alpin 57, Lux, Pin și Pong, Piki, Cora 3 Center, Larimar, Albatros Gold și Toscana Garden. Dragii mei, este din nou în direct și mulțumim lui Dumnezeu pentru seara aceasta. Aș vrea, înainte de a da cuvânt invitatului nostru și de a merge mai departe cu tâlcuirea acestei pericope a Evangheliei și a celor ce derivă din această Evanghelie, să citesc textul Apostolului. Pentru că și în acest Apostol, ca și de fiecare dată, dacă suntem atenți, vedem legătură cu Evanghelia. Apostolul care se citește duminica în biserici, și împreună cu Evanghelia, formează, un tot, un, un, un lucru unitar, se completează un, unul pe altul și, de fapt, am în ambele două texte este Cuvântul lui Dumnezeu și ni se descopere Dumnezeu. Din Sfânta Epistolă a Sfântului Pavel către Efeseni, capitolul 1, versetul 12, începând, spune așa, Mulțumim cu bucurie Tatălui Celui care ne-a pe noi să luăm parte la moștenirea Sfinților într-o lumină. El ne-a scos de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția fiului iubirii sale. În el avem răscumpărarea prin sângele lui, adică iertarea păcatelor. Acesta, adică Isus Hristos, este chipul lui Dumnezeu celui nevăzut, mai întâi născut decât toată făptura, pentru că în el au fost făcute toate, cele din ceruri, cele de pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie tronul, fie domnii, fie începătorii, fie stăpâniri, toate s-au făcut prin El și pentru El. El este mai înainte de toate și toate prin El sunt așezate. El este capul trupului al bisericii, El este începutul, întâiul născut din morți, ca să fie El cel din tâi în toate, căci în El a binevoit Dumnezeu să sărășuiască toată plinătatea. Și prin tânsul toate cu sine să le împace, fie cele de pe pământ, cele din ceruri, făcând pace prin el, prin sângele crucii sale. Iată, dragii mei, un text extraordinar. Foarte con... condensat, foarte. Care de fapt arată chemarea, la ce suntem chemați la, la ce fel de cină suntem chemați da, doar? însă Pavel vorbește deja mulțumind că a intrat la această cină în această împărăție, în această comuniune, mulțumește că el deja se află acolo iată, Părinte un text frumos, hai, care hai, -arată haideți de să, fapt... să ne oprim la una dintre ele, zice așa uh, Hristos este chipul Tatălui nimeni nu l-a văzut pe Tatăl, dar văzându-l pe Hristos, chiar zice undeva Mântuitorul, cum? M-ați văzut pe mine și nu l-ați văzut pe Tatăl? Tatăl este în mine, eu și Tatăl una suntem. Hristos, cel născut în istorie cu trup omenesc, devine chip al lui Dumnezeu văzut pentru noi. Noi am văzut chipul lui Dumnezeu prin Hristos. Părinte, întorcându-ne la textul Evangheliei, aș vrea să actualizăm puțin și să aducem la viața practică de zi cu zi. Cum putem să răspundem aceste chemări a stăpânului de a participa la cină, la cina sa, la ospățul său, la masa sa? Ospățul lui Dumnezeu aici pe pământ este Sfânta Liturghie. Și cina la care trebuie să participăm este împărtășirea, din păcate însă, în ultimii ani, la noi zeci de ani, împărtășirea oamenilor s-a făcut tot mai rar și oamenii au ajuns chiar să spună așa, păi cum, dacă ne împărtășim la Paște, e destul. Biserica a zis să ne împărtășim de cel puțin patru ori pe an și a stabilit cele patru posturi mari ca perioadă de pregătire de cel puțin patru ori. Acum aici am putea să ajungem cu discuția la deasa împărtășire sau o rară împărtășire, dar eu cred că ar trebui să punem accentul pe împărtășire cu multă pregătire și cu multă smerenie. Deci nu să ne împărtășim așa ca să fim împărtășiți. Ci să ne împărtășim în sensul de a participa, în sensul de a ne smeri și în sensul de a-l căuta cu toată inima pe Dumnezeu. Am avut și situații de când sunt preot cu o femeie care a venit la spovedit și era de mult, era 94-95, nu se punea problema ca acum între oameni să ne împărtășim des sau rar. Și atunci ea așa o simțit. Zice, eu aș veni să mă împărtășesc mai des, nu numai așa în posturi. Păi hai mai des, hai de câte ori vrei din Natale. Uite, să faci slujbă, miercurea, vinerea, poți să vii când vrei. La început venea cam o dată pe lună, așa, în medie. O trecut o vreme, zice, eu m-aș împărtăși mai des. Simt nevoia asta, simt așa ca o dorință a sufletului. Păi hai mai des. Uite, miercurea, vinerea, când facem, că zice, nu vin duminica, că zice lumea, nu, ce-i și lui asta să spovedește, să împărtășește atâta. Au început să vină miercurile, vinerile, frecvent, chiar în fiecare săptămână. Îmi vine, eu aș vrea să mă împărtășesc mai des. Hai la fiecare liturghie, dar tot așa, miercurea, vinerea, venea. Zice, eu aș vrea să mă împărtășesc mai des la fiecare perioadă de câteva luni, un an de zile, venea din nou cu vorba asta, aș vrea să mă împărtășesc mai des. Hai mai femeie, la fiecare liturgie, că de-aia facem liturgia, ca să te împărtășești. Și toți povedindu-se și împărtășindu-se, au ajuns așa la o măsură încât pe mine m-au ca și preot cu viața ei. Se trezea dimineața la ora 3 ca să-și gate rugăciunile până la 8, că la 8 începea ziua de lucru, deci ea avea 5 ore de rugăciune dimineața până când începea lucru. Și după aceea peste zi și așa mai departe. Acum pot să vorbesc despre ea, că feme femeia a murit și oricum nu, nu îi spun numele, nu se știe cine îi. Și am învățat-o să se roage rugăciunea inimii, numai că nu pe mătănii, cum fac călugării pe mătănii, Și i-am spus așa, pune pe masă 100 de boabe de cucuruz. Te pui la masă Doamne Iisuse Hristoase, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Săptămâna asta pui 100, săptămâna viitoare 150, săptămâna cealaltă 200 și tot așa crești, crești. Și eu am uitat ce i-am spus, adică nu mi-o sta mie gândul acolo. Vine femeia după vreo 4-5 luni. Domn părinte, mi-ai dat canon prea greu și eu nu mai am vreme să lucrez. Dar ce ți-am spus? Păi, că să tot cresc. Eu am crescut acum, ar fi vreo șapte mii, opt mii, dar mi am multe ore, pă măi, femeie, de ce n-ai spus până acum? De la o vreme, nu mai stai să mai numeri cu boabele de cucuruz pe masă. De la o vreme, zici rugăciunea asta lucrând, mergând, venind, stând, făcând altceva, zicea, să poate și așa, nu-i păcat. Eu am crezut că să zici, nu mai femeia, asta e o rugăciune care să leagă de respirație, o spui tot timpul. Și-o mai trecut o vreme și au avut odată expresia asta. Dumnezeu să vă deie sănătate că m-ați învățat o rugăciune care o venit să se spovedească și mi-au spus niște lucruri. Zic, știi ceva, trebuie să mergem la un părinte care practică și el felul ăsta de rugăciune că eu nu știu ce să-ți răspund. Nu știți ce a am zis lui femeia asta, iar așa, după o vreme. Zic, auzi e femeie, dumneatale să vii să te împărtășești de câte ori să face Sfânta Liturghie și de spovedit să te spovedești cam o dată pe lună, dacă ți se pare să vii mai des la spovedit, să vii dar să vii cam o dată pe lună să mai vedem ce mai e în sufletul Dumitale, ce ai mai făcut, ce ai mai gândit ce mai... și asta era cum zic în 94-95 când nu se punea problema ca și acum să ne împărtășim des, ne împărtășim des toată lumea, nu, ăsta era un mers firesc un mers ca urmare a căutării acesteia. Vreau să mă împărtășesc mai des, vreau să particip la cina lui Dumnezeu mai des. Că de fapt de aici au plecat ideea de la a participa la cină. Dacă tot am la tema da, asta. Sta, sta, numai să vă mai zic cu femeia. Când a murit, știți că a știut că moare? Și zice... Să-i spui locutare și locutare ceva neamur de alei să vină, că nu, nu i-am văzut de mult și eu astăzi pe la două mă duc. Și pe la două o pus ca în pernă și au murit. Da. lucruri uimitoare, părinte. lucruri uimitoare. Mă gândeam la, dacă tot am la tema asta despre cina Domnului și despre Sfânta Împărtășanie, aș vrea să o clarificăm într-o anumită măsură cât putem în seara asta. Și în primul rând, sigur, ne gândim la cina cea de taină și la momentul instituirii uh, cinei Domnului sau Sfintei Împărtășanii în joia dinainte de patim, în odaia de sus, acolo Domnul chemat ucenicii și acolo s au împărtășit, s chiar și dacă mi-aduc bine aminte, chiar și pe Iuda. Da. Că spune cine toți, te va vinge? Toți sunt chemați. Așa. Și apoi... Beți, beți dintr-o acesta toți, mâncați toți. Exact. Uh, însă aș vrea să reluăm textele și uh, această temă sau această teză, dacă vreți așa, ceea ce spune Sfântul Pavel și am pregătit textul de la uh, 1 Corinteni capitolul 11, un text foarte clar uh, sigur erau alte vremuri și alte, alt, alt, alt mod de a se împărtăși până în secolul 3 sau 4, erau altfel de împărtășani și spovedanie. și pe urmă s-o regla treaba asta pentru că nu se putea așa, să își pună toți păcatele în public, cum se făcea la început da. și spune aici uh, trec peste versetele care nu uh, de neapărat importanță, versetul 23 spune că eu de la Domnul am primit ceea ce v-am dat și vouă, că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat pâine și mulțumind, a frânt și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, aceasta să faceți spre pomenirea mea. Asemenea și paharul după cină, zicând, acest pahar este, și punctez cuvântul este, legea cea nouă, în sângele meu, aceasta să faceți ori de câte ori veți bea, spre pomenirea mea. Căci de câte ori veți mânca această pâine și veți bea acest pahar, moartea mea veți vesti, până când voi reveni. Astfel, oricine va mânca pâinea aceasta sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie, va fi vinovată față de trupul și de sângele Domnului. Să se cerceteze în sine omul, și așa să mănânce din pâine și să bea din pahar. Că cel ce mănâncă și bea cu nevrednicie, o sândă își mănâncă și bea, ne trupul Domnului. De aceea mulți dintre voi sunt nepoticioși și bolnavi și mulți au murit. Și textul continuă. Aș vrea să precizăm, Părinte, pentru că s-ar putea să fie unii creștini care nu înțeleg ce înseamnă Sfânta Împărtășanie. Și modul cum trebuie să se apropie de trupul și sângele Domnului, Însă aș vrea înainte de a uh, vă spune părerea dumneavoastră, să precizez un lucru. Că e nevoie să ne împărtășim cu, și, uh, trupul și sângele Domnului. Nu trebuie să găsim scuză că suntem nevrenici. Ci să ne facem vrenici, Pentru că în altă împlăjare spune Domnul, cine nu va mânca trupul meu, nu va bea sângele meu, nu are viață în el. Da. Ce înseamnă această vrednicie? Nimeni nu este vrednic. Vrednicia constă în a-ți cunoaște nevrednicia. Deci, cu cât te zmerești și constați că ești nevrednic, devii vrednic. Pentru că Mântuitorul El știe ceea ce la om este cu neputință, la Dumnezeu e cu putință. Eu știu că sunteți nevrednici, dar trebuie să recunoașteți și voi. În asta constă vrednicia de a te împărtăși: în smerire. Părinte aș vrea să mai punctez, să mai precizez un lucru pentru telespectatorii noștri. Pentru că foarte des se aude cuvântul spovedanie. Și aș vrea să punctez un lucru și Sfinția voastră să confirma sau să infirma lucrul ăsta. Corect, nu-i taina spovedanei, e taina pocăinței. Adică noi trebuie să ne pocăim, da. nu să ne spovedim. Și diferență. Și vă explic de ce consider că e diferență foarte mare. A te spovedi înseamnă a spune anumite lucruri. A tot spune lucrurile, lucrurile. Și le spui, dar nu te pocăiești de ele, adică nu-ți pare rău de ele. Corect, cred Vor, că Vorbim de, de... de rădăcina cuvintelor, exact. da. da. Ce, poate că noi nu mai folosim acest termen, să ne pocăim, ca să nu ne confundăm cu pocăiții. Iarăși, un cuvânt care vine așa din, din vocabularul popular. Ăsta s-a pocăit. Și atunci noi numai mai zicem că ne pocăim. Dar pocăința cea adevărată este smerirea cu toată inima în fața lui Dumnezeu. Deci nu, nu a ieșit din biserică nu și a nu trece Nu în sensul că era o... cuvântul a, ne, a merge să ne spovedim. A, asta e, a, asta vreau... este cuvântul autentic și cuvântul dar cel mai bun. trebuie să înțelegem că a merge să ne spovedim înseamnă că merge să ne mărturisim păcatele și trebuie să facem, să parcurgem acele patru etape de pocăință. Adică să, o hotărârea de îndreptare, mărturisirea părerea de rău și hotărârea de a nu mai repeta păcatele. Da, da. În po sensul ăsta. Dacă vorbim de rădăcina cuvintelor, pocăință are un sens mult mai larg decât spovedania. Spovedania se referă la mărturisirea păcatelor și atât. Și doar o treaptă a pocăinței. Da, da, da. De fapt, taina completei taina pocăinței. Taina pocăinței, da. Așa trebuie să fie, ar trebui să, să înțeleagă, să înțeleagă telespectatorii noștri. Când noi avem nevoie de pocăință, nu numai de spovedanie. Da, cu de Pocăința e mai complexă, e un proces. De, și vorbește de nevrednicie și citeam textul acesta. Și vrem devenim prin pocăință, adică pocăința. prin recunoașterea păcatelor și prin uh, încercarea de a ne ridica, de a trece peste păcate. Adică nu ne întoarcem din nou, că spuneam și cu alte emisiuni, uh, la alte emisiuni despre diferența între oaie și porc. Că o ai atunci când cade în mocirlă, când se murdărește, caută apă, se spală și fuge de mocirlă. Porcul, dacă ajunge în mocirlă, îl speli și după ce îl speli, din nou mocirlă se duce. Asta e diferența între pocăință și pocăință, sau spovedanie și spovedanie. Dacă ne spovedim și ar ne întoarcem la aceleași lucruri fără nicio problemă, nu știu, cred că trebuie să ne mai gândim dacă spovedania noastră e o spovedanie cu folos sau doar e o, ritual care îl facem? 30 de ani m-a așteptat Dumnezeu în patima mea și într-o zi mi-a luat de după cap totul fără să-mi ceară nimic în schimb. Și a zis, vezi, ridică-te, ia-ți patul tău și umblă. Și n-a cerut nimic în schimb. Ce înseamnă pocăința? Să recunoști lucrul acesta. Dumnezeu ne poartă de grijă cu deamănuntul la toată viața noastră, să-l punem la loc de cinste, să stăm cu fața înspre el. Și tot ce mâncăm din lumea asta, și tot ce lucrăm în lumea asta, să lucrăm cu fața spre el. Probabil că exemplul pe care l-ați dat cu viața personală e foarte asemănător cu acel al femeii din Evanghelia de duminica trecută, care, 18 ani, au avut o neputință dar ceea ce m-a uimit foarte mult acea femeie, că nu s-a îndepărtat de Dumnezeu, era gârbovă, dar era la sinagogă, era la rugăciune. Da. De ce? Țineți mintea în iad, dar nu deznădăjduim. Exact. Pentru că uh, spune, spunea Domnul Iisus Hristos ucenicilor în Evanghelia după Matei, capitolul 18, 20 versetul, spune așa, oriunde sau acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu de față. Și femeia aceasta a mers 18 ani Așa cum a fost cu neputința ei la sinagogă sau la biserică, fără să-și piardă nădejdea. Și a fost acolo, și Domnul era prezent, și chiar dacă a trecut mult timp, până la urmă, iată că uh, a reușit să-și îndrepte. De puțină vreme spantre. am stat de vorbă cu cineva uh, care s-a născut din, din, din naștere, a fost cu defect, cu handicap. Și, păi cum duci greutatea asta, deja om în vârstă, cum duci? Păi dacă așa o rândui Dumnezeu, așa mă duc înainte. Dar de, de ce o rândui Dumnezeu așa? Zice, voi sunteți mădulare ale trupului lui Hristos. Unii sunt ochi, alții picioare, unul e rânduit să fie primar, altul e rânduit să să predea la catedră, altul e să muncească câmpul, altul fiecare rânduit să facă ceva. Însă, trupul lui Hristos are și răni. Oamenii ăștia care s-au născut cu rănile, ăștia sunt rănile trupului lui Hristos. Zice, dacă îi bolnav ochiul, îi bolnav tot trupul. Prin oamenii aceștia, ar trebui să suferim și noi. Dacă am avea conștiința că aparținem la trupul lui Hristos și că suntem un întreg. Și acum zic și eu, cu ce îi mai mare un profesor decât o persoană cu handicap? Cu nimic. Cu ce îi mai mare ochiul decât călcâiul? Cu ce îi mai bună urechea decât mâna? Poate una să spună că poate trăi fără cealaltă? Nu. Noi suntem un întreg. Și rănile trupului lui Hristos, cei care își duc suferința în pace și în liniște, zicând asta e crucea mea și asta o voi duce, să vor mântui. Și eu poate că nu mi îndeplinesc în datorirea pentru care am fost rânduit. Părinte, aș vrea spre încheierea emisiunii să ne mai ocupăm de o temă despre ceea ce spune stăpânul acesta care reprinde pe Dumnezeu ca și o concluzie la refuzul celor care i-a chemat și au refuzat participare la această cină, la această masă și spune adevărat, îți spun, niciunul din aceia care au fost chemați nu va gusta din cina mea. Și aș vrea să ne gândim fiecare adânc la această expresie și la ce se întâmplă dacă noi îl respinge pe Dumnezeu. Refuzăm să venim înainte de Dumnezeu, refuzăm darul lui Dumnezeu, refuzăm mântuirea sau Refuzăm să răspundem chemării acestea rămânem la nivelul vieții materiale fără să ne împărtășim de împărăția lui Dumnezeu împărăția lui Dumnezeu se trăiește ea nu poate fi măsurată, nu poate fi explicată și nu poate fi eu să-i spun altuia ce este împărăția lui Dumnezeu Ezechiel a încercat să ne spună nouă ce a văzut Păi avea o față de înger, o față de bo, o față de vultur, o față de cutare, scotea foc pe acolo, dregea pe... Ai, domnule, ce ce minunile astea ce ne spui? Nu înțelegem. Însă cel care trăiește împărăția lui Dumnezeu, o trăiește în... Zicem, împărăția lui Dumnezeu este în sufletele voastre. Căutați-o și trăiți-o. Adevărat vă spun, nu vor gusta din masa mea trăirile noastre rămân la gustul cartofului, gustul apei minerale, ce văd la televizor și ce aud cu urechile și atât. E cam puțin și viața noastră e cam searbădă. Ea se desfășoară într-un automatism, servici casă, servici casă, iarbă verde, servici casă, servici casă, meci de fotbal, servici casă, servici casă, serbarea copilului, poate. Și atunci unde-i frumusețea vieții, unde-i acea trăire continuă cu Dumnezeu, nu? Mănânc o felie de lubeniță cu Dumnezeu, dau cu grebla prin grădină cu Dumnezeu. Ce înseamnă cu Dumnezeu? Înseamnă o trăire interioară de o intensitate care nu poate fi spusă în cuvinte. Să ne gândim la Dumnezeu, să ne rugăm. Rugați-vă înceta, spunea Sfântul Pavel, Telsa, Telsa Mânceanilor. Rugați-vă neîncetat, înseamnă nu să-L mai muncim cum înțeles femeia despre care vorbeați mai înainte, ci să muncim cu gândul la Dumnezeu, cu gândul la rugăciune, gândind la împărăția lui Dumnezeu, la lucrurile frumoase, cum să facem binele, cum să ne facem datoria mai bine, că ne vede Dumnezeu și așa mai departe. Însă, cred că e tragic, chiar dacă Dumnezeu ne așteaptă, e bun și milostiv, ne așteaptă zeci de ani. Omul are viață trupească, viață psihică și viață spirituală. Și viața trupească și viața psihică țin de teluric, de pământesc, de materie. Sentimentele noastre, memoria, inteligența sunt măsurabile. Tot ceea ce este măsurabil și explicabil ține de materie. Viața spirituală este peste viața psihică. Și atunci aceasta nu poate fi măsurată. Zici, cum măsurăm credința? Eu sunt mai credincios decât dumneata. Cum măsurăm conștiința? Eu am conștiință mai puternică decât a dumneata. Vedeți? Chiar și din cuvinte. Nu se poate. Nu se poate măsura. Asta se trăiește de fiecare în parte. Și numai știutorul inimilor știe, vede și poate să judece. Părinte, aș vrea în încheiere să vă provoc să spuneți telespectatorul noștri un gând bun de, cu ocazia sărbătorilor care îl vom întâmpina în cel mai scurt timp, cu ocazia nașterii Domnului. Să le puneți ceva pe suflet frumos. Să vă colindați frumos unii pe alții, să vă căutați unii pe alții, să căutați să vedeți unii în sufletele celorlalți, în părăția lui Dumnezeu. Noi, oamenii, mai ridicăm tonul, ne mai enervăm, mai vorbim, greșim, îi omenește să greșim, dar să batem așa cum bate busola Nordul și mereu să căutăm să trecem peste toate neajunsurile firii omenești căzute și să încercăm să pătrundem acea trăire împreună cu Dumnezeu și să o surprindem și la ceilalți oameni, că zice cel duhovnicesc vede duhovnicia în celălalt. Vă mulțumim frumos, Părinte, pentru toate cuvintele frumoase. Mulțumim și telespectatorului noștri. Și aș vrea să nu uităm lucrul acesta și această evanghelie, să nu uităm că Dumnezeu este Cel care ne pregătește o masă bogată în împărăția sa. Însă până atunci avem o pregustare a împărăției prin ceea ce ne oferă din împărăția sa pe pământul acesta sau în viața aceasta trecătoare, să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului fiecare, prin pocăință și prin smerenie să ne apropiem de Dumnezeu, pentru că așa primim viață și putere. Ne împărtășim pentru a primi putere să mergem mai departe. Și apoi să nu uităm că refuzul ne va costa scump. Pentru că va veni vremea. Dumnezeu ne așteaptă, ne îngăduie, ne uh, privește cu bunătate și poate zeci de ani de zile ne așteaptă să ne hotărâm până la urmă să-l slujim pe el. Să lăsăm lumea aceasta trecătoare pentru părăția asta cea veșnică. Însă, la urmă, dacă noi nu vrem, dacă noi respingem această chemare la la această masă care e gratis, care e pregătită pentru toți. E gratis din punctul nostru de vedere. Pe Dumnezeu l-a costat această masă bogată. Atunci Dumnezeu va spune, niciunul din cei chemați nu vor gusta la cina mea. De ce? Pentru că au, respuns, au respins, au găsit scuze ieftine față de stăpân. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi, noi să răspundem chemările lui Dumnezeu. Să spunem, Doamne, vrem să fim la cina Ta vrem să ne îmbrăcăm cu haina cea de nuntă sau cea pe care e pregătit-o să fie îmbrăcați toți cei care vor participa la masa aceasta, vrem lucrul acesta și îți mulțumim pentru că ne-ai invitat la masa aceasta și vrem să ne bucurăm de masa aceasta. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să ne ajute pe toți să putem să fim mai buni, să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, să slujim pe Dumnezeu și să fim cu gândul tot timpul la Dumnezeu. Doamne ajută!